Comitetul Executiv Național al Partidului Social-Democrat s-a întrunit vineri pentru a valida candidaturile la funcțiile de conducere ale formațiunii, dar și ca să pune la punct ultimele detalii pentru congresul extraordinar de duminică. Alegerile efective pentru conducerea PSD vor avea loc la congresul extraordinar din 18 octombrie. Potrivit președintelui PSD, Liviu Dragnea, biroul permanent național va avea de acum înainte 14 funcții de vicepreședinți, din care 4 revin organizației de femei, o funcție de președinte executiv și 4 secretari executivi. Tot ca o noutate este prevederea din regulamentul PSD, potrivit căreia președinții de organizații județene nu mai pot fi și vicepreședinți de partid. Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonia, a confirmat pentru Ager Press că s-a înscris în cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD. El a depus joi documentele necesare înscrierii propriei candidaturi. Pentru înscrierea candidaturilor la funcțiile de conducere președinte executiv sau vicepreședinte, este nevoie de depunerea în scris a cel puțin 2 adeziuni de susținere, dintre care una din partea filialei din care face parte. Potrivit unor surse din PSD, Zgonia are susținerea a 36 de filiale și a depus pentru fiecare câte un document care atestă acest lucru.